Mulțumim, Domnule, pentru mântuirea adusă, așa cum am cântat. Binecuvântat să fie numele. Haideți să fim vrednici de această chemare și prin lecțiile acestea din ciclul virtuții sau vicii să ne cercetăm pentru a dobândi o stare plăcută înaintea Domnului și a scăpa de tot ceea ce este viciat, de tot ceea ce are de a face cu păcatul. Astăzi, în lecția a doua, să ne cercetăm dacă suntem sau nu statornici. Statornicia este specifică lui Dumnezeu, în primul rând, și tuturor ființelor ce se aseamănă cu El. Iată cum își descria Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, modul în care lua atitudini și felul în care se angaja în diferite lucrări. 2 Corinteni, capitolul 1, citim de la versetul 17. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. Deci când avem de-a face cu Dumnezeu și cu cei ce sunt credincioși, nu există așa când da, când nu. Citim și versetul 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. Și la Dumnezeu, dacă e da, da rămâne. De aceea și amin, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Adică El merită să fie slăvit printre altele și pentru statornicia Lui. În mod deosebit, statornicie în raport cu noi în planul mântuirii. Problema statorniciei este cu atât mai importantă cu cât avem de-a face cu lucruri nevăzute. Pentru că îndoiala poate să apară atât în lucruri fizice, cât și în lucruri spirituale. Să ne amintim ce este credința. O încredere neclintită. Lucruri îndrăzduite care nu se văd. O puternică încredințare. Și asta este cu atât mai important cu cât trăim în postmodernism, unde totul a devenit fluid, unde nu mai există aproape nimic stabil. Se clatină și științele abstracte. Iar omenirea este într-o permanentă căutare de alte valori. De aceea noi să înțelegem că dacă vrem să aparținem lui Dumnezeu, trebuie să ne caracterizeze statornicia în toate domeniile vieții. Asta, în primul rând, are de-a face cu a te hotărâ. Evident, cu a te hotărâ corect. Și apoi cu a nu schimba hotărârea în nicio circunstanță, sub nicio presiune a vreunei ispite. Iată cum scria Solomon în Cartea Proverbe, citesc capitolul 4, ultimele două versete, cum ar trebui să fie modul nostru de gândire și viața, în fond. Cărarea pe care mergi să fie netedă, deci întâi lucrurile trebuie să fie clare. Și toate căile tale să fie hotărâte. Accentuezi toate. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Extremele sunt păguboase. Și ferește-te de rău. Să observăm într-o primă parte a lecției noastre ce înseamnă statornicie sau nestatornicie, urmând ca în a doua parte să luăm câteva exemple biblice. În primul rând să ne întrebăm dacă suntem credincioși sau nu legământului pe care l-am încheiat cu Dumnezeu. Aici apare ispita idolatriei, în a ne abate inima de la Domnul, în a nu-i rămânea fideli, și a ne cuceri treptat alte pasiuni inimile. În mod deosebit să ne folosim de cele
scrise despre evrei în raport cu Dumnezeu. Ei au fost caracterizați de-a lungul istoriei lor de necredincioșie. Dumnezeu a știut aceasta. Iată ce i-a spus Dumnezeu lui Moise, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 31, de la versetul 16. Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după Dumnezei străini și ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu ei. Adică nu vor fi statornici. În Psalmul 78, care descrie în parte istoria lui Israel, este scris în versetele 56 și 57, dar ei au ispitit pe Dumnezeul preanalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. În cartea profetului Ieremia e descrisă din nou starea lor, citim din capitolul 2 câteva versete. Aici este o comparație între atitudinea lor și altor popoare, de la versetul 10, Ieremia 2 cu 10. Treceți în ostroavele Chitim și priviți, trimiteți la Chedar, în altă parte. Uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că nu sunt Dumnezei. Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, cerul, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Deci era ceva dezgustător ceea ce făcuseră ei. Să părăsească un Dumnezeu adevărat în favoarea unui Dumnezeu fals. Și tot aici scrie versetul 21, într-o altă comparație, te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi, cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Să citim și Roman, capitolul 1, despre istoria generală a umanității. În descrierea apostolului Pavel, versetele 23 și 25. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare, versetul 25, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. De aceea este scris și vă citesc din Fapte, capitolul 11, versetul 23, că apostolii îndemnau pe ucenici să nu repete greșeala evreilor. Că și evreii la început s-au angajat că vor fi credincioși. Au promis statornicie lui Dumnezeu. Fapte 11 cu 23. Când a ajuns el, vorba de Barnaba, și-a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Să nu fie ca în cazul seminței aruncate pe stâncă, până la o vreme, nestatornicii. Povestea un frate din fosta Uniune Sovietică, faptul că în armată, timp de 10 luni, a insistat un major să-l schimbe de pe poziția lui de credință. A rezistat. Îmi povestea că s-a adeverit de nenumărate ori, adică de fiecare dată când îl chema, spusele Domnului că Duhul Sfânt îți va da în ceasul acela ce trebuie să spui. Și după lunile astea de încercări nereușite acelui ofițer de a schimba crezul, i-a zis, băiete, tu nici să nu schimbi credința și Dumnezeu. M-ai convins că știi cine crezi și am văzut că ești hotărât să-ți ții hotărâre. Așa a zis, altă dată, nu m-a mai chemat. Să ne ajute Domnul să ne păstrăm legământul curat până la sfârșit. În al doilea rând, este oarecum legat de aceasta.
a respecta sau a nu respecta autoritatea Scripturii. Că noi poate spunem, am rămas credincioși lui Dumnezeu. Dar ne permitem să operăm în a regândi după mintea noastră cele scrise? Cum spunea un biet frate, îl deranja ceva și a zis, mie îmi place Biblia, dar de la Corinteni ar trebui rupte niște foi. Asta era expresia lui. Nu trebuie rupte. Toată Scriptura și ce a fost scris când s-a spus acele cuvinte, vorba lui Pavel și ce s-a scris după aceea, e insuflată de Dumnezeu. Să rămânem credincioși adevărurilor sfinte. În Psalmul 119, autorul preamărește cuvântul lui Dumnezeu și spunea el în versetul 113, urăsc pe oameni nehotărâți, dar iubesc legea ta. Și spunea el în alte versete, toată ziua se gândea la ea, o aprecia, o socotea de săvârșită, așa este. În cartea profetului Daniel, capitolul 7, este scris despre o conducere care va fi la urmă pe pământ și a cărei intenție va fi să umble și la textul sacru și să se împotrivească celor scrise. Știți că au fost vremuri în istorie când oamenii au vrut să distrugă Biblia, doar să o schimbe. 7:25, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea, să se facă schimbări. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. M-a spus într-o altă împrejurare că în ultimii ani, de fapt, procesul a început de mai bine de 100 de ani, apară traducerea ale Bibliei foarte, foarte modificate, cu până la 1000 de versete lipsă sau modificate. Oameni care își permit să schimbe. Am citit câteva fragmente din intenția a doi teologi, adepția lui Darwin, care în scrisorile lor, între ei și cu prieteni, se angajau că vor schimba majoritatea scripturilor. În jurul anului 1900, tot din 1000 de manuscrise, 995 erau identici. De atunci însă lucrurile se schimbă în procentul păstrării sau schimbării textului sacru. Oricum, și dacă schimbă ei, să ne amintim de cuvintele Domnului care a zis, Matei 5, versetul 18 și 19, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să fi întâmplat toate lucrurile. Și ascultați cât e de grav să schimb ceva la Biblie. De aceea învățătorii vor avea o judecată mai aspră. Pe noi, pe predicatori, ne judecă Dumnezeu separat. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Oamenii își permit să schimbe, cum scrie în Iuda, că s-a văzut și el silit să le spună oamenilor să rămână statornici sub diferite forme de ispită. Acolo scrie că oamenii schimbă în desfrânare harul și dau interpretări total eronate la ceea ce este scris. Eu am citit într-o carte tradusă în românește de un teolog englez care spunea că în momentul nunții la căsătorie tineri ar fi trebuit să fi trăit înainte, că așa se interpretează să fie binecuvântați, că numai dacă s-au unit înainte, Dumnezeu binecuvântează unirea lor. Vă dați seama ce erezie. Oameni care vor să schimbe Scriptura. Să ne ajute Domnul sub nicio formă să nu umblăm acolo unde au umblat și au scris degetele lui Dumnezeu. În al treilea rând,
A fi statornic sau a nu fi statornic înseamnă a rămânea sau a nu rămânea fidel angajamentelor de tip juruință. Și aici se încadrează tot ceea ce am promis noi lui Dumnezeu. Știți că suntem sfătuiți să nu jurăm, dar tot facem anumite angajamente, chiar dacă nu sub definirea aceasta. Tot aici am încadrat și legământul căsătoriei. Cred că privește mai mult decât relația dintre două persoane. Este scris că Dumnezeu e martor, că El unește. E tot un fel de juruință. Rămânem noi credincioși în tot ceea ce am promis lui Dumnezeu? Îmi povestea un frate că a muncit în Spania, era vremea înainte de criză, a câștigat bani frumoși și a promis: Doamne, dacă mă ajut și câștig atât, când mă duc în țară, suma asta de bani este pentru construcția unei case de adunare. Dar pe drum s-a gândit, totuși fac altceva cu banii aceștia. Și cu următorii bani, lunile ce urmează, îi dau aceea. În Ungaria a avut accident și a pierdut mai mult decât a promis și avea el. A venit în țară, în concediu, și l-a întrebat cineva: când te întorci înapoi? Nu știu. Cum adică nu știi? Am o întrebare și nu vreau să plec până nu aflu răspunsul. Într-o seară merge la rugăciune și Domnul îi amintește că a schimbat juruința. Și le spune celorlalți după rugăciune: mâine plec. Cum adică dintr-o dată? Am primit răspunsul. Știu unde am greșit, știu ce am de făcut. Să fim foarte atenți în ceea ce ne angajăm. Să citim din cartea Eclesiastul, capitolul 5, versetele 4 și 5. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință, decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Să luăm un caz, Iacov, în Geneza 28, atunci când Domnul se descoperă la Betel, se angajează, citim versetul 20, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi călătoria pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Anii au trecut și amintește Dumnezeu, citesc capitolul 31, versetul 13. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde e un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o juruință. Observați că Dumnezeu ține minte tot ce i-am promis? Să ne amintim de legământul făcut cu gabaoniții. Pentru că au jurat, așa cum scrie în cartea Iosua, capitolul 9, pe Domnul, n-au putut să mai schimbe. Mai târziu, generații după aceea, Saul a încercat să anuleze asta și a vrut să-i distrugă pe gabaoniți. Și Dumnezeu a gătit o foamete de 3 ani peste țară. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cuvântul dat, și sunt multe situații în Vechiul Testament care adeveresc aceasta, trebuie respectat. Să ne amintim ce este scris în Cartea Psalmilor. Hai să luăm două versete, Psalmul 50 și Psalmul 56. În Psalmul 50 este un verset arhicunoscut, că noi la nevoie strigăm către Domnul: cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și unii au făcut din acest verset apelul de urgență. Au zis 50-15. Dar am auzit o interpretare interesantă a unui frate, că la Dumnezeu trebuie să pui și prefixul. Și prefixul e versetul 14, care spune așa: aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt.
N-ai pus prefixul, degeaba ai pus numărul. Nu? Sună telefonul. Psalmul 56, versetul 12, spune David. Știți că el a trecut prin momente critice și atunci s-a angajat înaintea Domnului. Dumnezeule, trebuie să împlinești jurințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire și s-a ținut de acele angajamente. Aminteam aici și căsătoria, să citim din Maleahi capitolul 2. Trăim într-o vreme în care tot mai multe căsnicii se destramă. Este o mentalitate bolnavă în vremea noastră, pusă pe seama dragostei, fals interpretate, a unui eros. Unii cred că dragostea intră în casă fără să bată politicos la ușă și pleacă de parcă la ea ar fi cheile. Fals. Dragostea, în concept biblic, este un sentiment care poate fi controlat. De aceea Dumnezeu poruncește oamenilor să iubească ce trebuie și să nu iubească ce nu trebuie. Dacă dragostea ne-ar stăpâni pe noi, ce sens ar avea porunca ce ne-a dat-o Dumnezeu? Iată ce citim aici în Maleahi, spuneam, pentru situații eu am întâlnit, când, de exemplu, o femeie a spus: nu mai îmi place bărbatul. Dar te-ai angajat înaintea Domnului. Da, da, acum nu mai îmi place. Dar un legământ are de-a face cu gusturi. Maleahi capitolul 2. Vă citesc de la versetul 10. N-avem tot un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? De asta am vorbit la punctul 1. Cum strig despre viața de căsătorie? Versetul 14. Și dacă întrebați pentru ce? Adică de ce ne impută Dumnezeu provinovăție? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care a încheiat legământ. Versetul 15. Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios neveste în tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, și pe cel ce acoperă haina cu sâlnicie. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Nu-i cazul la noi, mulțumim Domnului, nu avem pe rol astfel de situații neplăcute, da? Aici este incriminată și necredincioșia inimii. Când stai cu nevasta, dar treci cu părere de rău, trebuia să mă însor eu cu alta, sau poate că moare sarmana. Este o lipsă de statornicie, sau tot lipsă de statornicie este atunci când nu ești dăruit ca la început, așa cum i-ai promis. Am întâlnit un frate pe care l-a părăsit soția. Mă cunosc cu el de câțiva ani, suntem prieteni, și a stat 13 ani singur. Perioada în care cineva a făcut cunoștință cu altă soră, unii îl îndemnau să recăsătorească, și am reținut de la el o vorbă. A zis: frate, m-am rugat, n-am cercetat inima, și când s-a întâlnit două cu acea soră, îi zice: n-am nimic să-ți bag de vină, mi-aș dori și să fiu cu cineva, dar n-am mai găsit un alt da în inima mea. Să spun doar formal, nu cred că va fi bine. Soția lui apoi s-a întors la el și de câțiva ani sunt o familie bună. Să ne ajute Domnul să fim credincioși în tot ceea ce am promis. Aici mai fac o mențiune, 1 Corinteni, capitolul 7. Apostolul Pavel face referire la unii care au luat hotărârea să nu se căsătorească. Au libertatea aceasta, 7:37. Dar cine a luat o hotărâre tare, că așa vorbe că nu m-am mărit, și la anul, dacă vine baciu, cum zice vorba în popor, te duci cu muzică și cu mare bucurie. Nu, aici e vorba de totuși un angajament în asociere cu părinții. Este slobod să lucreze cum vrea. Și-a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară. Face bine. Totuși, cred că astfel de hotărâri nu sunt
la același nivel cu hotărârea de după căsătorie. De exemplu, cineva s-a hotărât să nu se căsătorească încă vreo câțiva ani. Nu văd cum biblic, dacă e doar o hotărâre și nu este o juruință, n-ar avea dreptul să se căsătorească după aceea. Dar când e vorba de căsătorie, aici hotărârea este irevocabilă. Trecem mai departe la alte probleme, angajamente, convenții, contracte, prețuri stabilite, a modifica unilateral sau ilegal anumite angajamente sociale, economice, hotărâri judecătorești. În Cartea Deuteronom, capitolul 17, versetul 9, este scris despre deciziile care le luau liderii evrei potrivit competențelor divine. Se duce la preot, levit și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător să-i întrebi și ei vor spune hotărârea legii. Și scrie în versetul următoare că unii din mândrie nu vreau să accepte acea hotărâre. Cred că și asta ține de statornicie, pentru că trebuie să avem în vedere anumite angajamente, anumite hotărâri care s-au luat și să nu ne schimbăm, cum avem o situație în cartea Ieremia, capitolul 34, potrivit legii, trebuia la 7 ani să elibereze robii evrei. Și într-o strâmtorare erau asediați de babilonieni, au hotărât să o fac. Citesc pe scurt doar de la versetul 10, toate căpetenii și tot poporul care făcuseră învoiala s-au legat să lase slobos fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai țină robie. Ei au ascultat și le-au dat drum. Dar mai pe urmă s-au răzgândit. Și am mai întâlnit astfel de situații. Au stabilit un preț, au hotărât că vor face ceva sau s-a emis o hotărâre, apoi nu, m-am răzgândit, fac recurs, nu accept, nu-mi place. Ceea ce nu este corect înaintea Domnului. În cartea Proverbe, în capitolul 22, este un sfat în versetul 28. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Și tot aici citim în capitolul 23, versetul 10, ceea ce ar fi mai grav, nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor. Să fim oameni de cuvânt. Asta face foarte mult. Am un vecin care este ateu și a îngrijit o bătrânică și avea drept în urmă să-i vândă proprietatea. A stabilit un preț verbal cu cumpărătorul și un altul, să nu mă întrebați ce culoare religioasă avea, că nu-mi place să spun, i-a zis, îți dau cu 2000 mai mult. Și a zis, ateu, vecinul că-l cunosc de când sunt în Arad, mi-am dat cuvântul. Dar pierzi 2000. Dar am promis. M-a durut sufletul. Pentru că sunt oameni în societate care nu neapărat numai dacă au semnat. E suficient să fii promis. Când Biblie nu scrie atât de mult de semnături, atunci contractele aveau altă tipologie. Se dădea cuvântul. De altfel, se pare că e dovedit științific că și cuvântul, odată ieșit din gură, undeva se înregistrează în unde, în atmosferă. Probabil de acolo Dumnezeu într-o zi va culege aceste date ca noi, oamenii, să fim judecați după cuvintele care le-am rostit. Să fim oameni de cuvânt. Încă un aspect, ultimul, a rămâne
din punct de vedere fizic natural. Trăim într-o societate în care transexualitatea e tot mai la modă. Sunt, cel puțin știu, despre o țară care nu mai trece în pașaport genul persoanei, masculin-feminin, că poate pleacă masculin și se întoarce feminin și nu mai lasă să intre în țară. Dar nu-i vorba numai de această schimbare majoră. Sunt și alte schimbări, nu? Spune că a întrebat odată o femeie pe bărbatul ei, zice, da, auzi, când o să fiu cărunt, o să-ți placă de părul meu? La care zice, dragă, și așa mai obișnuit cu toate culorile. Adică oameni care nu mai sunt nemulțumiți, nu-i bine nici așa, nu-i bine nici așa. Se schimonosesc în toate felurile. Românii sunt în top în Europa la operații estetice. Haideți să rămânem așa cum ne-a creat Dumnezeu. Asta nu înseamnă că să nu-mi pun dinți, nu? Da, înseamnă să nu-mi găuresc buzele. Sau tatuaje, vedeți ce se întâmplă acum. Să rămânem naturali. Tot aici aș încadra ceea ce vă citesc fără explicații, că dumneavoastră să înțelegeți, din Romani 1 cu 26. Din pricina aceasta Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în pofte lor unii pentru alții și au săvârșit lucruri scârboase. Și își vor primi, scrie în finalul versetului 27, plata cuvenită pentru nelegile lor, că nu pot să rămână așa cum i-a dat Dumnezeu. Așadar să fim statornici și aici. Și hai să mai adăugăm ceva. Poate că e de necesitate a rămâne neclintiți în încercări. Știți ce a spus nevasta lui Iov? Tu rămâi neclintit? Da, zicea Iov, povestea el în capitolul 6, îmi va rămâne măcar bucuria asta. Că nu cal poruncile lui Dumnezeu, rămân același. De aceea și apostolul dorea tesalonicenilor, se ruga pentru ei, citim 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericii lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Și să nu uităm că textul din Iacov apare atât în contextul rugăciunii, cât și în cel al suferinților, al încercărilor. Iacov 1 cu 2, frații mei, se priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, deci în fond este spre binele nostru. Versul 5, aspectul rugăciunii, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea sau ceară de la Dumnezeu, care le dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și aia va fi dată. Dar, mențiunea statornicie, s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Căci este un om nehotărât și accentuează această slăbiciune, acest viciu și nestatornic în toate căile lui. Adică nehotărât că nu se poate decide și nestatornic că și după ce se decide ochiul cu vai, nu rămâne pe angajamentele care le-a luat. Și un ultim aspect, problema înduplecării. Să nu confundăm statornicia cu încăpățânarea. Când este vorba de ceva bun, trebuie să ne înduplecăm și Dumnezeu care e statornic se înduplecă atunci când cineva se pocăiește. În Iacov este scris în capitolul 3, versetul 17, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat.
Dar asta când e vorba să ne convingă Dumnezeu, cum se ruga Ieremia, Doamne, m-ai înduplecat. Și e bine că s-a lăsat înduplecat. Nu-i vorba să ne înduplece cineva la rău. Asta înseamnă să nu fii statornic, să te abați de la Domnul. Cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 4, și învățătura și provăduirea mea, spunea Pavel, nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, deci cu diferite metode psihologice sau cu alte feluri de oratorie să lămurești pe cineva, să zic așa ca tine, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, spune el. Și tot despre o astfel de aplecare înspre rău, mai scrie în Galateni 5:8, înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Deci, să fim atenți când e vorba de o înduplecare, că trăim într-o lume în care scrie Biblia în două locuri, Romani 1 și 2, Timotei 3, că vor fi neînduplecați. Înduplecarea care vine de la Dumnezeu este bună, dar neînduplecarea în ceea ce Dumnezeu vrea este rea. Să trecem la exemplele de care vorbeam. Am spus încă de la început că Dumnezeu este cea mai statornică ființă din univers. E statornică prin sine. El este cel ce este. În Iacov 1:17 stă scris despre Dumnezeu că este Tatăl Luminilor și în El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Asta înseamnă că putem să ne încredem în El, putem să știm că hotărârile Lui se duc la îndeplinire. În cartea profetului Daniel, capitolul 4, scris despre visul împăratului și hotărârea care s-a luat în cer. Hotărâre spre care Daniel îi spune să știi că Dumnezeu o duce la îndeplinire. Ar mai fi o șansă dacă te-ai pocăi. N-a făcut-o, hotărârea a fost executată. Rămânem aici în Biblie aproape și citim din Evrei 6 în ceea ce ne privește strict pe noi, că poate noi sau poate alții și ne sunt dați în grijă, trebuie să-i ajutăm, vom avea vreo îndoială cândva. Fac aici o mică paranteză, un frate mărturisea într-o adunare zilele trecute că le-a murit primul copil, au așteptat cu nerăbdare al doilea, a murit și al doilea în ziua nașterii, dar s-au consolat, erau încă relativ tineri. La 2 săptămâni după naștere, soția a acuzat dureri și câteva săptămâni mai târziu subit a murit. S-a închis într-o cameră și a zis, Dumnezeu a uitat de mine, m-am înțeles bine cu soția, ne-am dorit copii, era hotărât să închidă telefonul, să nu mai răspundă la nimeni, avea gânduri sumbre și în clipa aceea a sunat un prieten și i-a zis la începutul convorbirii, ești ultimul la care îi răspund. Dar de ce? I-a spus ce avea de gând să facă și prietenul lui i-a dat Domnul un cuvânt potrivit și i-a zis, ți-a fost dragă soția? Da. Copiii ai fi vrut? Da. Dacă faci ce ți-ai promis, nu te mai întâlnești cu soția și copiii niciodată. Și s-a trezit ca dintr-un vis. Ei, atunci nu mă las de Dumnezeu, că vreau să-i întâlnesc. Și povestea acel frate că pe moment Domnul l-a întărit, sunt 2 ani de atunci și a trecut biruitor peste aceste situații. Iată ce scrie aici și asta e valabil pentru toți. Evrei 6 de la versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorul făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care nu este, este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
să ne bucurăm că avem în cine să ne încredem. Și nu numai că Dumnezeu Tatăl e stabil, dar Domnul Iisus este siguranța noastră cea mare și pentru vremuri de criză. Iată trei exemple de oameni nestatornici, ca să încheiem cu cei statornici, să ne rămână un gust bun la urmă. Laban, socrul lui Iacov. Înțelegeri nerespectate din interese personale. Genesa 29 scrie în versetul 19, Laban a răspuns, mai bine ți-o dau ție, că a cerut Iacov pe Rahela, decât să-l dau altuia, rămâi la mine. După 7 ani, și 25, vine nunta, a doua zi dimineața, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu, ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obicei să dea pe cea mai tânără înaintea celei mai mari. Oamenii care se schimbă găsesc, nu? Alibi. Tot despre Laban citim în capitolul 30, versetul 28, îi zice lui Iacov, hotărăște în simbria și ți-o voi da. Ne înțelegem cu salariul. Capitolul 31, versetul 7. Discută Iacov cu soțiile lui și tatăl vostru m-a înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simbria. Și în final îi spune și lui. Versetul 41. De 10 ori mi-a schimbat simbria. Deci ce a spus în ascuns a putut spune și pe față că așa era. Deci să ne respectăm înțelegerile, să nu fim nici în familie, nici în probleme economice, să nu fie niciunul un așa socru că promite că le dă și apoi nu le dă și copiii țin minte și ceilalți se ceartă și de aici mare scandal. Mi-a promis. Știți vorba românească, arde casa, promisiunea iese pe fereastră ca și datoria. Nu arde. Un alt exemplu de nestatornicie, Faraon, regele Egiptului. El nu-și respecta angajamentele pe care le lua la nevoie, când îi era mai bine, iar revenea. De ce credeți dumneavoastră că era atât de schimbător Faraon? Hai să citim doar din multele versete, 8 cu 8. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaște de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Versul 15. Faraon văzând că ar răga să răsufle în voie și-a împetit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Domnul. Sunt trei feluri de expresie referitoare la Faraon. Prima, avea inima împetrită, a doua, și-a împetrit inima, a treia, Domnul i-a împetrit inima. De ce i-a împetrit Domnul inima? Că este un verset în psalm care ne poate contraria. Psalmul 105, versetul 25. Acestor le-a schimbat inima. Mă, dacă Dumnezeu le-a schimbat inima, de ce erau ei vinovați că n-au fost statornici? Deci lui Faraon i-a împietrit Dumnezeu inima pentru că el avea inima împietrită, nu doar că și-a împietrit-o. Adică el era vinovat și Dumnezeu a îngăduit această ispită peste el care să-l facă și mai vinovat, să se dovedească din plin vinovăția lui, așa cum procedează Dumnezeu și în alte situații, ca oamenii să-și umplă paharul. Dar Dumnezeu nu toarnă într-un pahar care e curat o astfel de stare, ci numai în dreptul unei persoane care este vinovat. Și au plătit pe măsură schimbabilitatea lor. Ultima dată știți când s-au schimbat, nu? După ce le-a dat drumul s-au luat după ei și au mai murit încă în Marea Roșie. Au plătit pentru toate neascultările, pentru toată nestatornicia. Și un alt exemplu, Samson, Cartea Judecători, capitolul 14. Am observat că
E un cuvânt care apare și în 14 și în 16, și în raport cu prima nevastă și în raport cu Dalila. 14 cu... versetul 15. Și au spus nevestele lui Samson, înduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea. 16 cu 5. Înduplecă-l și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim. Ce-am citit din Galateni? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel prea înalt. Deci să fim atenți la familiile noastre. Poate să te înduplece cel mai drag. Scrie asta în Deuteronom și a repetat-o Domnul Iisus Hristos. Zice, cine iubește pe? Și a enumerat pe cei de aproape. Mai mult decât pe mine? Nu-i vrei. De ce? Te înduplecă, intri sub blestem. Ieremia 17. Te abazi de la Domnul și te încrezi în om. Deci când e vorba de lucruri sfinte, să nu ne înduplece nimeni. Nici cea mai iubită soție. Nu la fel s-a întâmplat cu Solomon? El a rezistat mai mult decât Samson. Dar în final a cedat. Cum l-or fi lămurit? Uneori chiar m-am gândit mai profund la asta. Iar cred că Solomon știa cum să le răspundă. Dar au revenit ca demonii. Și iar au revenit. Și până la urmă n-a rămas statornic și Dumnezeu i-a pronunțat sentința. Femeile l-au înduplecat. Să ne ajute Domnul să fim statornici. Să luăm exemplele pozitive. Rut. Cartea Rut, capitolul 1. Versetul 8. Naomi a zis atunci celor două nororile ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Nici o cerere, dimpotrivă, urări de bine. Să vă dea Domnul să găsiți o odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat, i-a ridicat glasul și au plâns. Și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mamă, oare fi împântricul meu ca să poată fi bărbații voștri, după cum era legea leviratului? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou. Versetul 14. Și el a ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi insistă, cum nata ta s-a întors, uite, ai exemplu aici. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las. Și are niște cuvinte extraordinare. Versetul 18. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă, n-a mai stăruit. Îmi vine să cred că și dacă mai stăruia, tot nu rezolva nimic. Văzând-o hotărâtă. Exemplul ăsta mă face să înțeleg că totuși sunt și femei care pot să rămână hotărâte. Că poate sub accentele lor specifice feminine, femeile sunt mai schimbătoare, dar iată că sunt și femei hotărâte. Eu am numit-o pe Rut în acest context Moabita care s-a hotărât să devină evreică, să intre în poporul lui Dumnezeu și hotărârea ei a fost definitivă. În mod deosebit când avem de-a face cu oameni care vor să pocăiască, sunt unii care se hotărăsc și iar cedează. Dar sunt oameni, bărbați sau femei, care atunci când s-au hotărât să meargă la poporul lui Dumnezeu, sau cum spuneam, să căsătorească, să aibă de grijă de cineva, hotărârea lor este de neschimbat, pentru că sunt oameni statornici. Un al doilea exemplu pozitiv, Mardoheu și Estera. Citim din cartea Estera, capitolul 2, versetul 10. Să știți că ei și-au clădit statornicia nu doar când a venit încercarea, ar fi fost prea târziu. Scrie aici, Estera nu și-a făcut cunoscut nici naștere, nici poporul, căci oprise Mardoheu.
așa ne-am înțeles, așa rămâne. Eu personal apreciez foarte mult oamenii statornici și mă necăjesc cine statornici. 2:20, Estera nu-și spusese nici naștere, nici poporul, și acum era regină, căci oprise Mardoheu. Și mai departe, statornicie în toate. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Câți nu s-au hotărât să-și ducă credința într-un anume fel, să-și păstreze crezul. Și peste ani, oh, frate, aici nu e așa. Păi putea să spună Estera, aici e la palat, nu mai poți, ca și când eram eu fetiță la tine acasă, sunt alte situații. Ba da, se poate. Și ce e mai frumos, deci din capitolul 3, Mardoheu se hotărâse să respecte legea Domnului și scrie în versul 2 că nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Versul 4, fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman ca să vadă, atenție, dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui. Știți, decretul care a urmat după legea mezilor și perșilor, care nu se putea schimba. Și eu am numit pe aceștia doi evrei mai statornici decât legea mezilor și perșilor. Și scrie în 4:3, ca să iau cuvântul aici, în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, erau două hotărâri care va birui. Hotărârea lui Mardoheu sau hotărârea împăratului la propunerea lui Haman. Care hotărâre a rămas? A omului lui Dumnezeu. Și acest conflict s-a încheiat cu ceea ce scrie în 9:27. Iudeii au luat pentru ei și pentru sămânța lor și pentru tot ce se vor lipi de ei hotărârea și îndatorirea neschimbăcioasă ca să prăstuiască în fiecare an aceste două zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Deci, bătălia dintre două hotărâri s-a finalizat cu hotărârea unei sărbători. Evreii o respectă și în zi de azi. Drept cinstire pentru biruința care Dumnezeu a dat-o la doi oameni hotărâți. Un bărbat și o femeie. Verișori între ei, Mardoheu mai în vârstă, ea mai tânără. Și un al treilea și ultim exemplu, Daniel. Statornicia lui s-a impus în timp plan spiritual, dar a fost disciplinat în toate lucrurile. Aici din nou avem o bătălie între două hotărâri. Daniel 1:8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Dar când a discutat cu administratorul, acesta îi spune, versetul 10, mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați. Ce hotărâre rămâne în picioare? Cine a stabilit meniul sau cine mănâncă? Și Daniel nu s-a clintit. Cum nu s-a clintit nici mai târziu și a rămas același. În capitolul 6 îl vedem hotărât în toate, în închinarea lui. Știți ce spune Domnul Luca 16:10? Cine e credincios în cele mici, e credincios și cele mari. Era statornic în atribuțiile de serviciu care le avea, scrie în 6:4 că nu se găsea nicio greșeală, pentru că ceea ce îi dădea să facă, de ce credeți că l-au ținut în funcție și la bătrânețe? Pentru că era un om care dacă îi încredințai o lucrare, o păstra. Și hotărârea lui a dat biruință și aici. Pentru că oamenii hotărâți câștigă bătălia. Cine e hotărât, cum am citit din Iacov 1, nici Dumnezeu nu le dă biruință. Să încheiem. Cu o concluzie. Statornicia unui om se vede. Sunt virtuții mai ascunse, dar statornicia e ceva vizibil. De ce îi spune Pavel la Timotei, tu ai urmărit îndeaproape, între altele, hotărârea mea.
Hotărârea dovedește maturitatea unui om, dacă este stabil, dacă este un om de cuvânt, dacă rămâne tare în încercări, dacă se ține slujba care a fost încredințată. De aceea scria Petru 1, Petru capitolul 5, versetele 9 și 10, când e vorba de ispită și de viața de credință: împotriviți-vă diavolului tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeu, cărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Deci statornicia are de-a face cu un grad de maturitate. Citim și din a doua Petru, 2 cu 14. Momesc, e vorba de cei apostați, sufletele nestatornice. Scopii, plutind încoace și încolo, cum scrie în Efeseni 4. Sau aceeași idee este în 3 cu versul 16, despre oameni care sunt neștiutori și nestatornici. Prostălmăcesc scripturile și se pierd, sunt duși de rătăcirea altora. Dacă statornicia are de-a face cu desăvârșirea, cu rămânerea până la sfârșit ca să primim cele făgăduite, atunci ce ne rămâne drept aplicație după lecția aceasta? Să ne luptăm, să ne rugăm, să dobândim statutul și fericirea de oameni statornici. Dacă n-am fost să devenim, dacă ne-am clintit până acum să rămânem pe poziție, să ne rugăm ca David în Psalmul 51, Doamne, pune în mine un duh nou și statornic. Să nu mai iau angajamente la 1 ianuarie și le duc până spre primăvară. Nu de la 1 ianuarie până la un alt 1 ianuarie, dacă e vorba de un angajament anual. De aceea ura Apostolul Pavel Corintenilor, 1 Corinteni 15:58, este un salut frumos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în locul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și mai este un cuvânt frumos în scrierul lui Pavel, Coloseni 1, unde spune versetul 22 și 23 că Domnul vrea să ne înfățișăm înaintea lui sfinți, fără prihană, fără vină. În ce condiții? Versetul următor: negreșit dacă rămâneți mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne asemănăm cu El în privința statorniciei. Să creștem spre desăvârșire, să dorim aceasta, să ne corectăm greșelile, în așa fel încât să fim oameni care respectăm cuvântul, care suntem de cuvânt, și toate acestea fie spre slava Domnului. Amin.